Nu cred. S-a dezipit un pic ăsta. Iepurașul. Uitați-vă cât de drăguț e. E efectiv o navetă spațială. Ia. Aici avem un produs super special cu care Anduțana n-a fost de acord pentru că îi se pare pur și simplu irelevant. Și aici este husa mea tigaie. Și mi se pare că UGG-urile trebuie purtate când e uscat și frumos la suie. Bună ziua, unicornașii mei, și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi avem ediția mea favorită de vloguri și anume un unboxing special de pe Shein. Deci uitați efectiv câta cutioiu am aici. Nu o să stau mereu cu cutia asta pentru că efectiv nici măcar nu mă vedeți, mi se vede jumătate din față. Și haideți să nu mai vorbim și o să vă explic ce se întâmplă în această cutie și ce am cumpărat. Aici este prima grămăjoară, cutia este în partea dreaptă și o să aveți foarte multe surprize pe care abia aștept să le testez, dar 3 sau 4 chestii le-am folosit deja pentru că comanda mi-a venit acum 2-3 săptămâni și eu a trebuit să plec și din țară și am folosit câteva chestii, dar o să înțelegeți când o să vi le arăt. Primul item aici avem această husă care a fost, cred că, 10 lei, ceva de genul ăsta. Oricum o să aveți prețurile în stânga și în dreapta și pozele de la obiecte. Haideți să o desfacem, să vă arăt puțin. Deci cam așa arată și cea mai tare chestie. Uitați cât de drăguță e. E o grijoară cu telefon. E foarte drăguță. Asta primește de la mine nota 9 pentru că mi-aș fi dorit să aibă tastele gen 3D ca să pot să le apăs. Dar îmi place super mult și primește nota 9. Continuăm cu următoarea husă. Asta îmi place că e așa împachetată ca și o bombonică. Deci uitați-vă cât de drăguță este. Efectiv, este super drăguță. Astea nu sunt moși, sunt plastic. Are și chestiuța asta. Asta din punctul meu de vedere e chiar drăguță pentru că este silicon. Nu cred. S-a dezipit un pic ăsta. Iepurașul. Da, super glue din regie. Asta o să folosim pe husa asta dacă cade vreo... Nu cred, a căzut. A căzut. Asta cred că a fost tot cam 10 lei, ceva de genul ăsta. Da, o să folosesc super glue. Asta de la mine primește nota 8 pentru că nu pare prea rezistentă. Continuăm cu următorul pachetel, tot de huse, pentru că de data asta mi-am luat foarte multe huse. Ăsta a fost un pachetel de 3 huse și cred că a fost 15 lei. Asta este varianta simplă, un roz mai închis, fără nimic. Asta este varianta neon, care este așa mată. Iar asta este varianta roz simplu, cu câteva striații și mată. De la mine astea merită nota 10, pentru că mi se par super drăguțe și știți că eu sunt moartă după roz. Continuăm cu aceste două chestiuțe pe care am încercat să le folosesc la troller, care sunt, din punctul meu de vedere, de nota 5/6, adică dacă nu aveți ce face cu 40 de lei, că una a costat 20 de lei, vă recomand să vă luați chestiile astea. Practic, acestea sunt niște centuri de prindere a trollerului, în caz că nu vrei să îl înfoliezi, dar ca și idee, mult mai ok este să fie înfoliat, pentru că Andrei era să rămână fără troller, pentru că i-a spart lăcățelul. Doar că eu am avut o eroare la una din ele și s-a cam stricat și nici nu pot să îi resetez pinul ăsta, e destul de dubioșică. E drăguță că e roz, dar din punctul meu de vedere nu merită. Adică nu e ceva fără de care nu aș putea să trăiesc. Deci la mine astea au nota 6. Nu sunt foarte wow. Asta în continuare funcționează, asta a lui Anduțana nu funcționează. Continuăm cu un pachetel super special. Nu l-am despachetat deloc, l-am păstrat pentru un vlog, pentru că da, eu m-am uitat în ele, că eram curioasă să văd dacă a ajuns totul sau lipsește ceva. Cum se desface? Ah, ok, uitați cât de drăguț e. Îmi place că ei au avansat foarte tare, cum am spus și în vlogul trecut și în toate TikTok-urile mele, în primul rând cu packaging și în primul rând comanda ajunge mult mai repede. Mie mi-a ajuns comanda într-o săptămână, dacă vă vine să credeți sau nu. Aici avem o chestiuță de la Shiglem, pentru că mi se pare un brand super drăguț și chiar foarte bun la anumite chestii. Ok, avem acel highlighter care este viral pe TikTok. Cred că v-ați dat seama deja după cutie. Aici avem highlighterul minune, care este foarte viral pe TikTok. Și ce mi se pare super interesant, nu știu dacă observați, are această etichetă care nu trebuie ruptă sau ceva, pur și simplu de ea deschis și este pe magnet. Și uitați-vă cât de drăguț e. E efectiv o navetă spațială, ia. Cum se vede? Se vede drăguț? Regia? Da, o să-l testez pe mână ca să văd și eu cum e.
Oh, wow, cât de drăguț e. Nu știu dacă vedeți voi exact highlighterul, dar o să-l testez și pe TikTok să-l vedeți de mai aproape. Mi se pare genial. Trecem la următorul item, doamne. Deci am luat toate chestiutele posibile. Aici avem un produs super special cu care am luat, dar n-am fost de acord pentru că mi se pare pur și simplu irelevant. Avem un domnul Căcăcilă, eu așa le spun pentru că am o colecție și de pixuri și de perne, cu domnul Căcăcilă. Și el este un căcăcilă pozitiv, cu un mesaj inspirațional și mi s-a părut super drăguț și asta a fost pentru inima mea. Deci nu-l judecați, este super drăguț, cred că a fost 5 lei. Deci domnul Căcăcilă va sta cu noi aici. Continuăm la ediția... Ce avem aici? Avem o bluză, cred. O bluză care e pe dos pentru că am probat-o să văd dacă e ce trebuie. Doamne, de ce mă fac de râs de fiecare dată când le țin așa pe dos? Dar ca să înțelegeți, eu după le bag direct în mașina de spălat pentru că am observat un trick, să zic așa. Chestiile care sunt puțin mai sintetice, dacă sunt spălate o dată sau de două ori, sunt mult mai ok după ca și material. Deci, aici avem această bluziță, v-am zis, o să aveți poze în stânga și în dreapta, depinde unde este locul pentru ele, cu preț și cu tot ce trebuie. Cam așa arată. Mi se pare super drăguță și îmi place super mult că e așa super elastică și mi se pare interesantă, scrie drift pe ea. Am mai văzut-o la cineva pe TikTok din afara țării, nu mai știu exact cine, dar mi s-a părut super drăguță și am vrut și eu să o cumpăr. Cred că a fost 20 de lei. V-am zis să aveți prețurile aici. Asta este o bluză pe care am găsit-o din întâmplare și mi s-a părut destul de tare. Mamă, și asta e pe dos. Aici intră o melodie de acalipt. Nu mai melodie de limba a fost asta. Deci, cam așa arată bluzița. O să înțelegeți mai multe din poze. Mi s-a părut super drăguț care acest fronseu pe mijloc și așa, gen simplă, e așa de toamnă, iarnă, e maroul ăla pe care îl poartă orice fată. Trecem mai departe. A, dar n-am mai dat note. Da, highlighterul merită nota 10. Căcăcilă, nota 10. Prima bluză îmi place, nota 10, a doua bluză la material e cam nota 9 și trecem la următoarele produse. Aici am un gel pe care o să-l testez cu Ana, care se ocupă de unghiuțele mele cu green. Și da, am un story time și pentru această unghie, mi-am prins-o la portbagajul de la mașină. Nu este nimic compensator, doar vă arăt unghia ce s-a întâmplat cu ea. Da, mi-am prins-o la portbagajul de la mașină și mi-am dat unghia cu gel jos, o văd exact dacă s-a amințit. Unghia s-a amințit și acum este în creștere, este ok, doar s-a subțiat foarte, foarte tare, dar am unghie, nu s-a întâmplat nimic. O să crească și în ianuarie îmi pun și eu unghii, adică unghie și pe asta. Deci, aici avem acest gel cu care ar trebui să facem diferite chestii pe unghii, la modul cum sunt picurii aceia de apă, chestii de fete cu unghii, a fost cred că 5 lei, 8 lei, ceva de genul ăsta, abia aștept să-l testez, deci nu pot să-i dau practic o notă, sper să fie ce trebuie, pentru că pe Shein sunt foarte multe chestii de unghii, de toate. Oh, aici avem o nouă husă, am zis că mi-am luat multe huse. Așa, și la asta am adăugat deja asta pentru că era super drăguță. Mi se pare super drăguță și această husă. Singurul defect pe care știu că o să-l aibă din sat, cam în vreo 4 luni așa o să se ducă din materialul ăsta și o să rămână fără niciun desen. Sau cel puțin așa pățesc de obicei la huze, dar îmi place oricum și forma ei, că e așa ca o florcică și la camere. Îmi place și zdrangilandii acesta, deci de la mine și asta primește nota 10. Continuăm! Pentru că eu am o colecție de colant de pe Shein și îmi plac super mult și chiar rezistă, adică n-am nicio problemă cu ei. Avem o pereche aici de colanți negri simpli, pentru că de obicei am colanții super colorați, dar ăștia mi s-au părut drăguți să pot să îi por, nu știu, și la munguturi și așa, gen când vreau să ies din casă doar până la magazin, cum s-ar spune. Și mi s-au părut super drăguți și simpli, negri. Deci colanții de la mine clar primesc nota 10 pentru că sunt cele mai șmechere chestii și nu mi se pare că au un preț deloc mare față de alte site-uri unde îi găsesc pe aceeași cu 200 de lei. Avem aici o husă pentru Anduțana cu acest ursuleț minunat care se scarpină și e super drăguță. Știu că o să se murdărească imediat, dar e prea drăguță. Nu merită și asta nota 10 de la mine. Continuăm. Aici avem ceva portocaliu. Ce mi-am comandat portocaliu? Nici eu nu știu.
Ah, ok, avem o bluză, da, stați că și pe asta am probat-o, dar nu contează că și dacă e pe dos și dacă nu e pe dos e același lucru. Mai am una pe maro și una pe vanede și sunt un pic sintetice, dar îmi place foarte mult culoarea vie pe care o au și sunt confortabile și asta de la mine primește nota nouă pentru că v-am zis, e puțin cam sintetică. Continuăm. Cred că asta e bluza cealaltă, doar că pe roșu. Da, asta e, asta e. Deci uitați-o și pe asta, asta e pe față. Cam așa arată. Și e super elastică și drăguță. Asta e mai puțin sintetică decât aia portocalie. Ciudat. Dar oricum astea de la mine primesc nota nouă, super drăguță. Aici avem un obiect super special. Știți că eu îmi iau de obicei toate chestiile ciudățele, să zic așa. Am găsit și eu o husă mai interesantă decât toate. Și anume, o husă tigaie. Am o husă tigaie. Uitați, este telefonul meu și aici este husa mea tigaie. Și am și eu ulețul pe care îl voi lipi în premieră cu voi, pentru că după nu o să mai pot să îl dezlipesc. Și am păstrat-o special pentru vlog, această lipire. Deci unde să-l pun? Să... Așa. Am și zgâriat-o deja sau așa a venit? Cred că așa a venit, că n-am... Avem tigaia cu ou. Gata, s-a lipit ou. Uitați cât de drăguță e. Așa o să fiu. Când îl văd pe Anduțana că face ceva ce n-ar trebui să facă, mă vezi? Mă vezi când stau cu telefonul ăsta cu husă cu tigaie? Așa te iau. Da, eu sunt foarte mândră de tigaia mea, aștept să-mi iau și satârul. Să am colecția completă, deci primește nota 10, Anduțana deja plânge. Așa, continuăm, lăsăm tigaia deoparte. Aici mai am o pereche de colanți, pentru că ăștia sunt diferiți. Merg tot pe partea de material ok, doar că ăștia au aceste dungulițe, cum se găsesc și în magazinele de la noi, doar că eu chiar am încredere în colanții de peșeni și uitați cât de elastici sunt. Deci eu iubesc colanții de peșeni. Nota 10 și aceștia. Ăsta e un vlog chiar darling. De data asta sunt super mulțumită. Adică, în general, sunt mulțumită de Shein. Chiar sunt mulțumită de Shein. Dar există câteodată produse care... Na, mai au și câte un rateu. Dar nu, astea chiar sunt ok. Poveste amuzantă la această bluză. În primul vlog pe care l-am filmat, aveam bluza aia care era cu culoarea untului, să zic așa, și e fix ca asta. Și mi-am cumpărat-o și pe rost pentru că mi s-a părut super drăguță și are așa fronseuri și la mâneci și chiar e super drăguță. Deci la mine asta la fel nota 10 și nu este super sintetică, chiar e ok. Continuăm, scoatem aici din cutia minunilor. Astea au o poveste foarte drăguță, le-am folosit deja în... Milano, pentru că v-am zis, am fost plecat și unele chestii erau pentru Milano și am crezut că o să filmez vlogul mai repede, dar am ajuns să-l filmez în decembrie și suntem în 21 decembrie. Acum filmez eu vlogul. Deci aici avem acest unicorn pentru trollerul meu și aici avem acest dinozaur pentru Anduțana, că lui îi plac dinozauri, mie îmi plac unicornii și uitați cât de drăguțe sunt, doamne, mor după ele și unul cred că a fost 10 lei, ceva de genul ăsta, v-am zis, aveți prețurile aici, nu mai știu exact pentru că eu am avut și un cod de reducere, ca la orice comandă. Aici avem cel mai drăguț lucru, deci v-am zis, mi-am luat mai lucruri interesante, cel puțin așa sper eu și cred eu. Avem un dozator, dar nu pentru apă, pentru demachiant. Ăsta se desface, aici intră demachiantul, îl punem așa frumos, da, și după apăsăm aici unde punem discheta. Avem demachiant, foarte drăguț, nu știu că e drăguț, nota 10, chiar nota 10. Oh, aici avem un produs de la Shiglen pe care la fel nu l-am despachetat ca să îl vedeți și voi în premiere. În premieră. Așa. Stați să vedem unde se desface, că e ăla cu plastic în care te poți tăia. Bun. Eu am o iubire pentru brosurile de la Shiglen pentru că sunt foarte, foarte șmechere și aici avem un gloss, cum se folosea acum 10 ani cu chestia asta de, cum să zic eu, de pornire, să zic așa. Încă mai există lucruri, mi s-au părut super interesante, dar mi se pare că se pierde destul de mult produs prin acești perișori, dar... Aș vrea să te și testez, poți să încep să curgi. Wow, ce drăguț e! Nu o să-mi dau pe buze pentru că acum am un ruj mat, dar mi se pare așa totuși și pigmentat, dar în același timp și glossy și în același timp și transparent. Nu știu dacă înțelegeți, dar pe piele se vede interesant.
nu știu dacă vă dați voi seama, o să-l testez și pe TikTok ca să vedeți de mai aproape. Ăsta, din punctul meu de vedere, merită nota 9, pentru că pe mine ar fi plăcut să fie puțin mai pigmentat, dar poate pe buze se vede altfel. Continuăm. O să-l întind și aici ca pe o cremă. Mamă, da, pe miros? Nu, îmi cer scuze, îi dau nota 10. Pe miros nu, n-am cum să nu-i dau nota 10, deci nu, e altceva. Continuăm aici cu o pereche de încălțăminte. Mi-am luat de pe Shein, stați să le scot ca să mă pun și eu asta mult, pentru că de data asta nu am la valiera, că cineva, nu-i dăm nume, Anduțana, o folosește în uzul lui personal și nu este la mine, dar nu contează. Mi-am luat și eu de pe Shein aceste chestiuțe care seamănă cu gegeurile, pentru că eram foarte curioasă dacă chiar sunt ca în poză. Botul este un pic mai diferit, adică de obicei este mai rotund ăsta, e și butucănos, așa, nu-mi dau seama, dar per total arată destul de bine. Eu sunt mare fană moonboot-uri. Moonboot-urile sunt undeva la 1000-1300 de lei, chiar mai mult, în funcție de ce model îți alegi. Eu am două perechi, acelea gri și acelea roșii, și le-am prins la reducere, dar oricum aș fi dat și prețul întreg, pentru că sunt super mulțumită de ele și îmi plac super mult. Sunt o discuție mai ciudată la mine, pentru că eu de obicei când am avut UGG-ul le-am stricat foarte, foarte rapid, pentru că le murdăream mereu cu apă, cu chestii, gen mai ales când sunt băltoace, și mi se pare că UGG-urile trebuie purtate când e uscat și frumos, dar frig. Și așa că mi-am luat și eu de pe Shein, pentru că mi s-au părut drăguțe și chiar voiam să văd cum sunt în realitate. Cred că au fost până în 100 de lei, cam 10 de lei cu tot codul de reducere. Păi, sincer, la material chiar se simte super ok și pufos. Talpa se simte ok. Abia aștept să le port, așa că prima impresie merită nota 8-9. Lăsați-mi și voi o părere în comentarii despre acestea și dacă v-ați cumpărat până acum. Oricum, eu sunt super fericită pe încălțăminte, pentru că mi-am luat data trecută cismele acelea albe și chiar sunt super ok, le-am purtat până acum de două ori și sunt super ușoare și seamănă cu o pereche pe care am văzut-o în Zara parcă acum un an și ceva, dar îmi plac super mult. Trecem la următoarea cutiuță. O să mai am câteva haine pe care o să vi le prezint, dar nu sunt în cutia asta. Aici am luat o chestiuță, nu știu cum să explic. Este pentru prelungitoare, ca să nu se mai vadă urât. Bagi prelungitorul, uitați-o, o deschid prima oară. Bagi prelungitorul aici. După pui căpăcelul, are două ieșiri de cabluri. În caz că ai două ieșiri, nu știu. Așa, și pe aici îți bagi, nu știu, încărcătoare, chestii, și aici îți pui lucrurile. Mi s-a părut super drăguță, cred că am dat pe ea 40 de lei și mi se pare așa că curăță foarte mult, adică nu-mi place să se vadă lucrurile la suprafață, gen prelungitoare, încărcătoare și alte chestii, și mi se pare așa, gen ordonată. Iar piesa de rezistență de la care a început această comandă, cel mai tare lucru, stați să-l vedeți, avem aici o cutie în cutie, cum s-ar spune. Deci mi se pare cel mai tare lucru. Eu l-am desfăcut pentru că mi-era frică să nu fie spart sau să aibă anumite chestii, pentru că ar trebui să fac retur, că nu-mi place să le filmez stricate. Dar să știți că până acum n-am pățit niciodată. Am mai văzut review-uri în care scria lumea că mi-a venit ceva spart, dar cred că e în funcție și de cum le aruncă băieții de la curierat, adică nu e vina lui Shane. Dar ideea este că eu până acum am avut super mult noroc și nu mi s-a stricat nimic, adică chiar au venit întregi. Ok, să vedem cum îl scoatem. Abia iese. Deci, este cel mai tare lucru, dacă vi-l arăt. Avem aici noul meu compartiment de machiaje, parfumuri. Deci mi se pare foarte tare. L-am prins de la 200 de lei la 100 și ceva. Am zis, o să aveți prețurile aici. Deci, el se deschide odată așa și îmi place că și ăsta e protejat cu folie. Aici o să vină parfumurile mele și diferite chestii, pentru că asta e partea înaltă. Aici avem un compartiment pentru rujuri, glossuri, tot felul de chestiuțe. Și aici, dacă vă avem loc pentru ceva micuț, aici pe partea aceasta avem 1, 2, 3, 4 și ăsta micuț de aici, hai cât de drăguț e. Și bineînțeles că avem și sertarul 1 și sertarul numărul 2. Deci mi se pare cel mai tare lucru. Da, deci este super drăguț, îmi place super mult. Asta merită de la mine nota 10, pentru că dacă ar fi fost să găsesc așa ceva în România, la noi, în țară, cum s-ar spune,
aș fi dat pe el cel puțin 300 de lei. Dar ăsta chiar merită și mi se pare super frumos. Lăsați-mi vă părere în comentarii. La mine 10. Ok, și am ajuns la ultimele 3 produse. Dar înainte să vi le prezint pe acestea, mai am 2 produse care din păcate nu am pus să le filmez, o să aveți poze cu husele noastre actuale, pe care le știe deja toată lumea, husele pâine. Cele mai tari chestii. Singurul inconvenient e că se murdăresc super rapid, dar le mai curăț din când în când. Dar din păcate se murdește cumva materialul și nu prea se curăță, dar oricum eu le dau nota 10. Cele mai șmechere huse. Anuțana își iubește mult husa pâine. Și încă 4 chestii pe care nu le-am arătat, că din nou le-am folosit, au fost acele chestiuțe pentru parfum, să nu te car cu tot parfum, pentru că de obicei bagajele la cală sunt aruncate foarte nasol și nu vrei să-ți spargi un parfum care poate, nu știu, e mai scump și e un parfum ieftin, nu vrei să-ți spargi, să-ți murdărești toate hainele. Așa că ne-am luat acele chestiuțe super mici, una a fost 3 lei, ceva de genul ăsta, am luat 4. Din păcate am putut să folosim doar 3 pentru că una a venit cu defect și curgea după ce o umpleai cu parfum. Deci astea au fost chestiile care nu s-au văzut în vlog și acum o să vă prezint ultimele 3 produse de care am fost încântată, dar în același timp puțin dezamăgită, pentru că sunt dezamăgită doar de un produs. O să vă arăt exact, să înțelegeți. Aici avem hăinița de văcuță, să zic așa, super pufoasă. Uitați-vă cât de drăguță este și nu este halat pijama, este efectiv o hăinuță și este efectiv super pufoasă. Asta de la mine primește nota 10. Aici avem compleul de la ea, pentru că le-am luat separat, nu erau toate în același set. Avem fustița, de care am rămas puțin dezamăgită, pentru că fiind atât de fluffy, vine cumva ciudat, adică nu ți arată exact talia, să zic așa, adică e foarte ciudățică, dar îmi place, adică e genul de costumaj pe care poți să-l porți într-o zi obișnuită în care, nu știu, te duci și să iei ceva de la Starbucks și e drăguț, pufos și aia, adică nu-l văd să-l porți la un eveniment sau la ceva, nu, e pur și simplu daily, din punctul meu de vedere, așa, fustița, și ăsta este topul de la fustiță, cam așa arată, dar în poze mi se părea ciudat pentru că nu are bretele și bineînțeles că am luat un top de rezervă. Cred că merge și cu un top simplu alb sau negru, nu trebuie neapărat pe aceeași categorie, dar l-am luat și pe ăsta în caz de orice. Ăsta arată cam așa arată și are aceste breteluțe super drăguțe. Ăsta este mult mai drăguț, îmi place. De la mine hăinuța primește nota 10. Compleul primește nota 8/9 pentru că v-am zis, e ciudățel într-un fel, iar ăsta primește la fel nota 8/9, dar pe total îmi plac și abia aștept să le port să mă vadă Andu îmbrăcată în ele și să zic, nu, cu tiga aia. Aceasta a fost comanda de pe Shane. Sunt fericită cu căcățile al meu și sunt sigură că o să-l adorați. Lăsați-mi în comentarii ce părere aveți de aceste produse, dacă le-ați cumpărat și voi, ce vreți să mai cumpărăm de pe Shein și lăsați-mi multe idei cu ce ați vrea să filmăm în continuare. Abia aștept să ne vedem la următorul vlog. Eu am fost Betisana voastră, unicornoasă. Vă iubesc foarte mult, unicornii mei, și vă mulțumesc că vă uitați la fiecare vlogul al meu. Mă găsiți pe Instagram și TikTok și nu uitați că pe TikTok postez videoclipuri din fiecare zi cu diferite testări de machiaje sau mâncare. Așa că vă iubesc mult și sărbători fericite!